Mintea noastră se poate spune că este fundația întregii vieți, fundația tuturor experiențelor noastre de viață. De exemplu, în exterior, în lumea exterioară, fundația unei clădiri determină numărul de etaje care se pot construi la acea clădire. Dacă avem o fundație stabilă, de calitate, dacă aceasta are forță, atunci ea poate susține uneori etajele unui zgrie nori. Evident că proporțiile, cele două, fundația și înălțimea clădirii, sunt direct proporționale. Dacă vrem o clădire înaltă, avem nevoie de o fundație foarte stabilă. Putem construi astfel chiar și zgrie nori. Tot la fel în lumea noastră interioară, avem nevoie de o fundație foarte stabilă pe care să ne construim viața. Și această fundație stabilă este dată de forța noastră mentală. Această forță ne poartă prin viață și ne determină experiențele conforme cu intensitatea sa. Avem forță mentală? Avem cumva forță în viață. Avem forța de a gândi, de a ne exprima, de a pune în acțiune. Nu avem forță mentală, nu avem forță în viață. Devenim neîncrezători, retrași, ezitanți, poate timizi și astfel rezultatele noastre de viață se desfășoară și se întâmplă cumva foarte diferit. De fapt, nu se întâmplă. Sunt doar consecințe a ceea ce se petrece în interiorul minții noastre, mai exact în compoziția minții noastre.